Vremea capricioasă de până acum s-a răsfrânt major în agricultură, iar pomii și arbuștii fructiferi, printre care și murul, au avut și au în continuare de suferit. Fie temperaturile au scăzut mult sub medie, fie că a fost vorba de secetă accentuată, toți acești factori pun sub semnul întrebării producția din acest an. În încercarea de a contracara cât de cât aceste lucruri, fermierii se străduiesc din răsputeri să țină pasul măcar cu calendarul lucrărilor. La începutul lunii martie am făcut tăierile de curățare, am păstrat drajonii cu potențial productiv, după care s-a trecut la legări. Este o lucrare de care depinde mult fructificarea, pentru ca soarele să poată pătrunde în mod egal atât în timpul înfloririi, cât și la momentul coacerii murelor. Imediat după aceea se dă cu o soluție pe bază de cupru care are rolul să ajute la o bună cicatrizare la locul tăierilor. Pentru că este secetă, acum în aprilie am dat deja drumul la irigație și eu folosesc un sistem prin picurare, dar se poate și prin alte modalități. Tot pentru contracararea efectelor secetei, în aceste zile am intrat în plantație cu tractorul și fac o frezare a solului printre rânduri. Această lucrare este ca o ploicică bună, foarte utilă în plantațiile de mur, spune Victor Dorobanțu, fermier argeșan din comuna Dârmănești. În plantațiile ecologice, în această perioadă, este recomandată a se aplica și prima stropire cu soluții foliare. Ea are rolul de a da forță și vigoare murilor, mai spune fermierul, proprietar al unei plantații frumoase, ce se întinde pe o suprafață de peste un hectar.